Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Viața la zi. Stimați telespectatori, eu sunt foarte bucuroasă că sunt astăzi în fața dumneavoastră, pentru că, așa cum mulți dintre dumneavoastră cunosc, această emisiune, Viața la zi, are peste 15 ani de când se difuzează pe posturile de televiziune. Sigur că nu mă voi apuca să povestesc acum peripețiile, bucuriile, necazurile noastre din cadrul emisiunii, peripeții culese din țara românească, pentru că n-avem timp, dar frumos ar fi odată să vă povestesc. Desigur, ținta noastră este administrația publică locală din România. Am fost întrebată de nenumărate ori care este scopul acestei emisiuni. Și mă văd nevoită, stimați telespectatori, în această ediție să vă fac cunoscut că scopul emisiunii Viața la zi, emisiune pe administrație publică locală, este acela de a conștientiza conducătorii administrațiilor publice locale, prin urmare pe primari și nu în ultimul rând pe cetățeni, de importanța acestei funcții, de complexitatea și anvergura de care depinde, de fapt, destinul tuturor oamenilor, cetățenilor din locurile pe unde filmăm. Cât de mult s-a făcut în România, constatați dumneavoastră singuri. Noi am arătat fără părtinire opinia primarilor, opinia cetățenilor despre toate lucrurile care se văd și nu se văd. Astăzi, stimați telespectatori, suntem deosebit de bucuroși că suntem în comuna Ceptura din județul Prahova. Ceptura este o comună așezată la curbura Carpaților, în județul Prahova, o comună de deal. Și de aici, în magazinele din România, se vânde acel vin de dealul mare. Stimați telespectatori, alături de mine este domnul primar Chioveanu Constantin, primar aici din 2016. Bună ziua, bine v-am găsit, domnule primar! Să rămână, bine ați venit la Ceptura! Aș începe cu o remarcă. Observ și în reclamele TV că accentul se pune greșit pe cuvântul Ceptura. Nu, corect este Ceptura. 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 Sună și mai frumos. Iată, mai avem de învățat. Iar în ultima vreme comuna noastră a devenit foarte cunoscută datorită unei reclame TV. Domnule primar, aveți un parcurs foarte interesant atât al vieții dumneavoastră cât și în administrația publică locală. Să o luăm de aici ca să observăm experiența dumneavoastră și motivul pentru care oamenii, iată, v-au dat mandatul să-i conduceți. Da. Am intrat în administrație, sau să zic, m-am implicat în problemele cetățenilor încă din 2008, când am obținut primul mandat de consilier local. Ulterior, în 2012, am fost ales viceprimar, da? Iar în 2016 am obținut mandatul de primar. Deci poate fi chiar, dacă vreți, cum făceau romanii odată, cursus honorus, adică am luat-o de jos până în vârf, da? Până la magistratura supremă. Da, trebuie să știe telespectatorii că în fața noastră este un fost profesor, sau și actualmente, că nu și-a pierdut titulatura, profesor de istorie. Prin urmare, haideți să demarăm mai profund, domnule primar. Ce competențe aveți pentru a ocupa această funcție? Eu cred că un primar și un primar care se respectă trebuie în primul rând să fie aproape de oameni. Deci în primul rând să cunoască foarte bine problemele cu care cetățenii se confruntă și împreună, cum spuneați dumneavoastră mai devreme,
deci doar împreună cu membrii Consiliului Local, să caute să rezolve aceste probleme. Eu mai am o părere că bine ar fi ca toți primarii să înceapă cu infrastructura. La noi, la Cetura, chiar s-a mers pe această linie, adică nu te apuci să faci, eu știu, ce trebuie făcut la urmă, adică cosmetizare. Mai întâi trebuie să-i aduci cetățeanului toate utilitățile de care are nevoie. Dar vă întrebam de competență. Sunteți profesori de istorie. Ce legătură are un profesor de istorie cu administrație? Păi, în primul rând, profesorul de istorie este un fiind cunoscător al trecutului. Și gândesc că nu asta este suficient. Cel mai important este să-ți placă și să vrei să faci ceva pentru oameni. Domnule Chioveanu, continuitatea în dezvoltarea și în demararea proiectelor pe Comuna Ceptura, ne-am însușit, iată, așa, joacă un rol în activitatea noastră? Foarte important. Bun. Deci, dacă nu te ții de acest document care ar trebui să fie Biblia oricărei administrații, adică strategia de dezvoltare a localității, atunci și vii întotdeauna și schimbi. Eu cred că aici trebuie să lucreze orice primar. Deci să plece, cum am zis mai devreme, de la necesitățile cetățenilor care se transpun într-o strategie și ulterior în proiecte și în realizări. Stimați telespectatori, iată-ne în fața primăriei, domnule primar. Sigur că oamenii sunt interesați de dezvoltarea materială a comunităților, dar înainte de a ne confrunta, să zic așa, în ghilimele, cu cetățenii de aici din Ceptura, haideți să vedem pe planul acesta al socializării. V-ați gândit la niște programe? Referitor la partea aia, să zicem, de tradiție, pot să vă spun că sprijinim în special copii. Oferim copiilor din comuna noastră posibilitatea să activeze într-un ansamblu folcloric de dansuri populare în cadrul unei trupe de dans modern și de dans tematic, un fel de balet. Deci toate aceste cursuri le finanțăm de la Consiliul Local și sunt gratise pentru copiii din comuna noastră. Am înțeles. Dar pentru marea majoritate a cetățenilor, aveți întâlniri cu ei? Socializează ei între ei într-un cadru organizat? Anual facem ziua localității, iar aceste întâlniri, v-am zis, în fiecare zi mergem pe stradă, stăm, ascultăm, vorbim. Deci suntem în mijlocul cetățenilor. Bun. Aveți un cămin cultural? Îl avem, din păcate, ne arată foarte frumos acum, dar va arăta după ce va fi reabilitat, v-am zis, de către Compania Națională de Investiții. Probabil undeva prin primăvară va fi finalizată și procedura de achiziție a lucrării respective. Sunt vreo 44 de miliarde de lei vechi care vor fi investiți în acest cămin. Dintr-o finanțare europeană ați cumpărat o vidanje. Este cam abruptă trecerea de la un subiect la altul, dar eu o fac pentru că este foarte interesant. Iată, v-ați gospodărit, ca să înțeleg așa, ca oamenii să plătească mai puțin, da? Chiar a fost una din investițiile foarte bune pe care comuna noastră le-a făcut. Respectiva vidanjă a fost luată prin GAL. Este adresată cetățenilor noștri din comună, deci la un preț rezonabil, 150 de lei un serviciu de vidanjare, dar și cetățenilor din comunele învecinate. L-am folosit cu succes în iarna trecută și sper eu și iarna aceasta în dezepezirea drumurilor. Deci da. Am montat și o lamă
Da, putem spune, iată că cetățenii de aici, de pe meleagurile acestea a dealului mare, a vinului de dealul mare, sunt boieri, în adevăratul sens al cuvântului, da? Da. Haideți să nu exagerăm. Păi cum, sunteți boieri? Vedeți dumneavoastră, din afară oamenii au impresia, sau cel puțin așa se vede, că primarul cu Consiliul Local se strâng și ei acolo și încep să facă niște afaceri, mai mult sau mai puțin, în interesul oamenilor. Cum stau lucrurile și, nu în ultimul rând, câți consilieri sunt, ce culoare politică au și care este atmosfera? Deci la Ceptura numărul de consilieri este de 13. Din 13 consilieri, PSD, partidul care m-a susținut și pe mine în alegeri, are 7 consilieri, PNL are 5, da? Și mai avem un consilier de la UNEPR. Bun, și atmosfera? Atmosfera este una de lucru și este una în interesul cetățeanului, deci nu există, să zicem, bine, dezbaterile sunt pe proiecte, da? Dar de regulă hotărârile și au fost luate în unanimitate. Ce a mai rămas după 89 bun în Comuna Ceptura? În primul rând, eu zic domeniul principal, e vorba de viticultură. Chiar dacă tot ce avusese CAP, tot ce avusese fostul IAS de alumare s-a destrămat, pentru că era forma de proprietate care... Era depășită? Da. Așa. Între timp, proprietatea a devenit aproape eminamente privată. Podgorile de la Ceptura sunt, eu știu, reconversionate, deci s-a reușit replantarea unor suprafețe mari de vii cu fonduri europene. Asta, din păcate, au făcut-o doar societățile comerciale. Cetățeanul care are puțină, adică o suprafață mică de vie, mai greu a reușit să absoarbă fonduri. Și sunt performante? La ora societățile actuală, care activează în domeniul viticulturii la Ceptura chiar sunt foarte performante. Bun. Ne aflăm în fața clădirii multifuncționale, așa cum este cunoscută la noi. În cadrul clădirii funcționează cele două cabinete de medicină de familie, un cabinet de stomatologie, o farmacie și societatea de cablu TV. În stânga, unde este liber terenul, am aprobat deja o finanțare pentru o piață agroalimentară. O să fie o boxă pentru produse din carne, o să fie o boxă pentru produse din lapte și brânzeturi, unde producătorii locali vor veni să desfac produsul. Când se va întâmpla asta? Eu sper, deci proiectul este deja depus la fir. Bun, iată ce vești bune, stimați telespectatori, extraordinar. Dar în vizită, de ce ar veni oamenii aici? Vă spun de ce. Aici au ce vedea, adică crame, deci zona asta care este de nișă, i-aș spune, turismul vinivitol, chiar a prins, deja a început să fie o tradiție la Ceptura. Vă spun, societățile care sunt în acest domeniu primesc toamna vizitatori din București, din alte mari orașe ale țării, da, să vadă cum se face vinul. Da, iată. Celor care vă place vinul Ghiurghiuliu, iată, puteți să vizita Ceptura și nu numai, stimați telespectatori. Aerul este foarte bun aici, nu este poluare și, sigur, locuri de casă, iată, curând se vor pune la dispoziție. Primarul trebuie să aibă o viziune.
un primar bun se deosebește, iese din rând prin viziunea lui. Ce era de făcut în viziunea dumneavoastră, în Ceptura, în momentul când ați ocupat acest fotoliu de primar în Ceptura? Bineînțeles că orice candidat vine și cu un program. La mine programul este în birou și mă tot uit acolo să văd câte din țintele programate le-am și îndeplinit. Spuneam despre infrastructură. Avem în proporție de 100% alimentare cu apă pentru toți cetățenii comune. Avem în proporție de 80% alimentare cu gaz. Avem mai bine de jumătate sistem de canalizare. Chiar dacă e vorba de un singur sat și parțial de încă unul, dar acest sat face cât celelalte patru aproape la un loc. Ne dorim să lucrăm tot pe acest segment, deci al infrastructurii. Am transmis cetățenilor rugămintea să vină la primărie, să contribuim la, eu știu, dezvoltarea acestei infrastructuri. În acest sens, vreau să introducem gazele naturale și pe străzile care nu beneficiază de această utilitate. Cu toate că presupune o cheltuială foarte mare din partea primăriei și a Consiliului Local. Okay. Dar am ajuns la cheltuieli. Ca să realizați toate aceste lucruri, aveți nevoie de bani. Să vedem cum atrageți dumneavoastră banii și, nu în ultimul rând, despre investitori să ne vorbiți. Ceptura, dacă știți sau dacă nu știți, vă spun eu acum, a fost o vreme zonă monoindustrială, pentru că la Ceptura a funcționat o exploatare de lignit, deci o fostă mină de cărbuni. Odată cu închiderea minei, în 1997, s-a declarat zona ca fiind zonă defavorizată. Acest fapt a ajutat la dezvoltarea comunei. Adică erați scutiți de taxe și impozite. Investitorii care au venit în zonă au avut această facilitate. Deci și-au venit. Cu duiumul, să zicem. Au venit. Deci putem spune că avem peste 1000 de locuri de muncă în comună. Deci pentru... La 4500 de locuitori. La vreo 4600 de locuitori cât are localitatea noastră în prezent. Deci la Ceptura lucrează și oameni din comunele învecinate. Da? Deci există societăți care activează în domeniul alimentar, deci în zona tâmplăriei PVC. Deci societatea este vie aici. Oamenii sunt mulțumiți. Eu zic că orice tânăr găsește de lucru aici. Ceptura. Și nu mai e nevoie să facă... Iată, stimați telespectatori, să reținem comuna Ceptura din județul Prahova, o comună, iată, care nu se plânge că nu are locuri de muncă. Ar mai fi nevoie de locuri de muncă? Deci, în prezent, e nevoie de forță de muncă, pentru că oferta e chiar mai mare decât poate, eu știu, da, comuna ca și număr de lucrători. De aceea unele societăți, chiar v-am zis, apelează la lucrători și din afara comunei noastre. Dragi telespectatori, chiar de la intrarea în comuna Ceptura, județul Prahova, sesizezi că în ultimul timp
O schimbare în bine s-a făcut. Curățenia, faptul că, iată, gazonul, am observat, este tăiat pe toată lungimea șoselei principale, nu știu ce-o fi, dar vedem acum în interiorul comunei. Asfalt, iată o rigolă de nota 10 aici. Ce s-a întâmplat? Ați gândit la un nivel mai mare extinderea acestui, să zic, plan de asfaltare, de rigolare sau numai aici? Deci asfaltarea, v-am zis, se derulează în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 1. Deci este finanțată cu bani de la Ministerul Dezvoltării. Un proiect de aproximativ 60 de miliarde de lei, da? Pe care l-am implementat după ce în localitate, începând, repet, cu ce an? Satul Ceptura de Jos, deci începând cu 2015. Da. Dar după ce am terminat introducerea tuturor rețelelor, apă, gaz, canal. După aia am venit și cu asfaltul. Și așa îmi doresc și pentru celelalte sate să se întâmple. Adică să nu, le spunem telespectatorilor să nu uităm câte sate are comuna. Cinci sate. Nu e numerațiile? Deci e vorba de acesta, satul Ceptura de Jos, care este satul de reședință, e și cel mai mare dintre satele componentă. E vorba de satul Ceptura de Jos, Șoimești, Rotari și Maloroș. Este o deosebire de dezvoltare între toate există în momentul de față câteva diferențe date, v-am zis, și de importanță, dar sper să atenuăm în timp aceste diferențe. V-am zis, mai sunt utilități. Planul dumneavoastră de dezvoltare atinge dezvoltarea tuturor satelor. Eu asta îmi și doresc, deci ca toți cetățenii comunei să beneficieze de aceleași facilități. Investitorul autohton, eu știu, blamat, să zic așa, într-o paranteză, din multe părți, a avut el vreun rol în comună? Vă dați seama că din taxe și impozite, deci comuna primește un sprijin deosebit din partea acestor investitori. Dar și noi am venit în sprijinul dumnealor. Atunci când a fost nevoie, eu știu, cu realizarea unui drum, cu punerea la dispoziție a utilităților. Așa. Da? Deci și noi am încercat de fiecare deci dată. Deci îi sprijiniți ca să... Bineînțeles. Anul ăsta chiar am extins sistemul de canalizare cu încă 300 de metri pentru a prelua două societăți comerciale care nu beneficiau de această utilitate. Bun. Înainte de a ne spune dumneavoastră despre fondurile europene, despre accesarea de fonduri, eu aș vrea să vă întreb așa. Sunt tot felul de organizații și, nu în ultimul rând, Organizația Comunelor din România. Forul dumneavoastră, să zic așa, cel mai mare, așa? Da, eu sunt membru în Asociația Comun. Sunteți membru, am așa. Am participat la ședințele Asociației Comunelor din România. Cu ce vă ajută că există această Asociație a Comunelor? Concret. Concret, Asociația Comunelor, filiala Prahova, care este coordonată de domnul Adrian Dumitru, primarul de la Blejoi, vine în sprijinul membrilor asociației cu activitatea de, să spunem, control financiar. Deci îl facem cu ajutorul Asociației Comunelor. În proiecte vă ajută? Și bineînțeles, întâlnirile pe care le avem sunt cu diversi specialiști și pe legislație. Deci are un rol important. Și pe conflictul de interese și pe incompatibilități. Deci e extrem de benefic participarea la aceste conferințe.
asocierea, ce rol are ea în activitatea noastră? Și aici vă rog să vă referiți la asocierea cu comunele din jur, care au aceleași interese, dacă s-au făcut asocieri și dacă au dat rezultate. De regulă, asocierile se fac la nivelul Consiliului Județean Prahova. Așa. Există mai multe asociații, e vorba de ADI, deșeuri, deci Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, care a implementat un proiect în managementul deșeurilor. Da. E vorba de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APĂ, care la fel încearcă și Consiliul Județean chiar a reușit să dezvolte o societate care activează în domeniul apei și canalizării. Repet, vorbim și de forme de asociere locale. Tacită. Nu, locale. Locale, da. Locale. Aici am în vedere faptul că Ceptura este membră a grupului local de acțiune Valea Cricovului de la Urlați, alături de alte 11 localități. Deci, sunteți asociați. Sigur că au venit timpurile, domnule primar, când de unul singur chiar nu mai poți face nimic și este bine că ați recurs la aceste asocieri, din punctul meu de vedere. Eu mă tot întreb, vedem așa pe la televizor că guvernanții noștri se tot ceartă, se tot schimbă, tot au probleme. De multe ori, sincer, îți vine nici să nu te mai uiți la televizor. Speranțele și încrederea în dumnealor scade pe zi ce trece. Dumneavoastră, de la nivelul acesta, al funcției dumneavoastră, cum vedeți și în ce măsură aveți sprijin de la guvernanți? Cu sinceritate, vă rog. Deci, nu este ușor să atragi fonduri ca să dezvolți localitatea. Deci chiar nu este deloc ușor. Am reușit și la Programul Național de Dezvoltare Locală 1 să obținem fonduri pentru niște asfaltări. Am reușit și anul ăsta la Programul Național de Dezvoltare Locală 2 să obțin fonduri pentru reabilitarea unei școli. Stimațele spectatori, ne aflăm în satul Rotari. Iată aici o școală, s-a renovat, da, domnul primar? Da. Anul ăsta am reușit să aducem și această școală la un nivel de dotare pentru secolul 21. Am folosit fonduri proprii, o parte, și o altă parte venită de la Consiliul Județean în urma unui parteneriat pe care l-am încheiat noi cu Consiliul Județean. De regulă, prima ușă la care eu bat este ușa președintelui Consiliului Județean. Veriga. De acolo și, bineînțeles, după care ajungem și la Ministerul Dezvoltării, la Compania Națională de Investiții, adică am încercat să aducem, pentru că sunt proiecte care necesită finanțare mare și nu le putem susține pe toate din bugetul. Vă întrebam de guvernanți. De guvernanți, v-am spus, legătura mea este în primul rând cu deputații sau senatorii din partidul meu, care este, aș putea spune, foarte bună. Deci eu cu... Deci aveți o legătură cu Parlamentul, în altă, da, ordine de idei. Da, dar deci guvernanți ambii, înseamnă altceva. Ambii senatori de Prahova... Vă place că se ceartă tot timpul? Eu zic că până acum guvernarea PSD a cam reușit să-și ducă la îndeplinire o parte din promisiuni, chiar dacă, eu știu, mai e mult de făcut. Da. Stimațele spectatori, desigur, domnul primar este membru PSD. Emisiunea aceasta nu este politică, dar ea nu se ferește să vorbească despre politică, dar nu în termenii
iată, cu care sunteți noastră obișnuiți, aceea de judecată înaintea judecății reale. Politica românească, la nivelul guvernului din ziua de astăzi, se limitează prea mult la expunerea celor urmăriți penal sau expunerea vieții private a acestora. Desigur, la televizor, dumneavoastră, sunteți bombardați cu aspectele acestea care nu sunt de interes direct pentru noi, ci pentru instituțiile abilitate. Stimați telespectatori, problemele oamenilor din comunitățile din România sunt cu totul altele. Dacă eu am greșit sau altul, sunt probleme care vizează instituțiile abilitate. Prin urmare, eu nu văd de ce se despică firul în șapte la televizor și nu se dă doar o știre. Xulescu a fost luat, Xulescu se judecă, Xulescu așa. Interesant ar fi. Ia cât în România se face justiție la televizor, este o luptă pe viață și pe moarte, care și cum să învingă cu televizorul. Pentru că s-au obișnuit, așa ca și la Revoluție, așa, să mințim poporul cu televizor. Să nu uităm și să nu uitați noastră că televiziunile sunt societăți comerciale, accentuez, și interesele sunt ca în orice societate comerciale, stimați telespectatori. Adevărul acesta dumneavoastră nu-l puteți auzi de pe la toate emisiunile și televiziunile. Prin urmare, mare atenție! Ce auziți și ce înregistrați? Domnule primar, este foarte greu pentru dumneavoastră să vă dați cu părerea, sigur, de Guvernul României, care aparține partidului din care faceți parte, și eu nu vă îngreunez misiunea acum. Și atunci depășim. Fondurile europene, tamtamul acesta, de când am intrat în 2007 în Uniunea Europeană, se bate monedă pe fondurile europene. La nivelul central, răzbat așa niște vești, dar puțin vizibile, de ce se întâmplă pe acest tărâm. Haideți să vedem la dumneavoastră. Ce proiecte ați accesat? Dacă ați accesat, dacă funcționează, dacă beneficiați sau sunt doar vorbe de a dormi copii? Fondurile europene au ajutat foarte mult comunitățile, mai ales cele mici, în dezvoltarea lor. Noi am accesat aceste fonduri europene. Deci, puteți să enumerați? Da. Deci am realizat sistemul de canalizare pe fonduri europene. În completare am mai extins acest sistem cu ajutorul Agenției de Mediu. Da. Bineînțeles că la proiectul respectiv am avut și noi o contribuție de vreo 25% din valoarea investiției. Pe fonduri europene am reușit să asfaltăm străzile, proiectul este în derulare și la fel pe fonduri europene reabilităm momentan o școală, pentru că restul le-am reabilitat cu fonduri proprii. Ia spuneți-ne, doamnă, ce se întâmplă prin comuna Ceptura? Păi, toate bune și la locul lor. Sunteți mulțumită că trăiți aici? Foarte mulțumit. Vedeți și dumneavoastră în jur clădirile, curățenia. Toate condițiile, curățenia în primul rând și un bun gospodar, domnul primar. Ia spuneți, sunteți necăjiți pe aici, prin ce? Nu suntem necăjiți. Avem primar foarte bun. De când a luat domnul Chioveanu, ne rezolvă toate treburile, toate necazurile. Ia spuneți, da, din ce trăiți aici? Din ce muncă? Din pensie. Dar ceilalți cetățeni? E zona industrială de vale și au locuri de muncă. Stimați telespectatori, aici în primăria din Ceptura, județul Prahova, domnește o atmosferă de liniște.
Eu constat acest lucru pentru că, așa cum știți, experiența îmi permite să vă spun că atunci când ajungi într-o primărie, nici nu poți să stai de vorbă cu primarul, că este asaltat de nemulțumiți, stimați telespectatori. Eu, domnule primar, aș vrea să vă mai pun o întrebare. Cum stau lucrurile cu mentalitatea primarului? După cum știți, pe lângă învățământ, justiție și administrația, este o problemă în România, o problemă cu P mare, adică oamenii au mentalitate de agoniseală peste măsură și de a profita peste măsură din această funcție. Și zic peste măsură pentru că nu zice nimeni, că se zice că așa, de unde muncești, să și mănânci. Dar dumneavoastră, fiind în această funcție, ați avut vreodată intenția sau aveți? Cum priviți această îmbogățire, această, să zic în ghilimele, furătură pe șleau și stresul în care sunt oamenii din administrație datorită acestui obicei care vine, eu știu de unde, din adâncimea istoriei? Da, bine, asta e obiceiul ăsta, cred că, într-adevăr, spune, e corect, vine de demult. Ideea este că, în prezent, un ales, și sunt destule exemple de aleși care s-au cam îmbogățit, nu știu dacă este cazul nostru, adică sigur nu e cazul nostru, da? Ideea e că lucrurile sunt publice și declarațiile de avere, da? Și registrul de interese. Deci, teoretic, lucrurile astea ar putea fi foarte ușor verificate. Da. Se poate conta pe loialitatea și cinstea dumneavoastră, domnule primar? Eu cred că da. Da. Stimați telespectatori, noi cei care privim, cum s-ar zice așa, pe fereastră la tot ce se întâmplă în administrațiile publice din România și nu numai administrația publică locală din Ceptura, iată, să nu credeți dumneavoastră, domnule primar, că oamenii nu știu ce se întâmplă aici, cetățenii, știu exact. Dar noi trebuie să îi credităm, stimați telespectatori, până la urmă, chiar toată lumea fură, toată lumea este hoață și cei care ne conduc, noi ne-am format așa o concepție că toată lumea fură. Oare chiar nimeni nu mai are interesul să muncească pentru că primește niște bani pentru munca lui? Îmi pun o întrebare. Dumneavoastră ați putea răspunde la această întrebare? Deci eu cred că actuala grilă de salarizare a făcut bine. Pentru că, vă spun, salariile unui primar prin 2014-2015 erau mici. Erau foarte mici. Foarte mici. Adică să dea brânci să mai faci rost. Probabil că și tenta. Dar acum eu zic că renumerația este una corectă pentru responsabilitatea funcției. Și atunci, teoretic, n-ar trebui să mai existe această tentație. Dumnezeu să vă ajute și să fie așa cum spuneți dumneavoastră. Ce am uitat eu să mai trec la realizările cu banii europeni este programul național de cadastru, unde comuna noastră a accesat și aici niște bănuți. E foarte cadastru. Greu. Da, e foarte greu de realizat acest lucru. Da, de când fac eu această emisiune se vorbește de programul de cadastru, dar nu se vede palpabil aproape nimic, nu se termină. Pentru că nu sunt fonduri sau de ce? Nu, știu fonduri, că și Uniunea Europeană. Fonduri s-au alocat de la Ministerul Dezvoltării prin acest program național, dar e foarte greu de lucrat. Deci din ce în ce mai puțini specialiști care să facă această lucrare. Iată, stimați telespectatori, eu nu pot să plec de aici, din această sală de consiliu de la Primăria Ceptura, Prahova, înainte de a vă mai spune ceva. Să știți că oamenii pe care îi alegem sunt rezultatul opiniilor noastre.
a cetățenilor. Și atunci, sigur că noi, înainte de a pretinde, trebuie să încercăm să și ajutăm, stimați telespectatori, cu întrebări, eventual cu o muncă voluntară, se mai practică în ziua de astăzi? Nu. Nu. Dragi telespectatori, iată, a sosit momentul să ne luăm și rămas bun de pe meleagurile acestea ale cepturei din județul Prahova. Ne aflăm în acest moment la un conac, la un restaurant? Ne aflăm pe o proprietate privată, respectiv conacul Ceptura, o investiție care a făcut, dacă vrem, mai atractivă comuna noastră, mulțumim investitorului. Deci aici vorbim deja de o investiție care a depășit 1.000.000 de euro și care, v-am zis, face foarte atractivă localitatea. Ceptura este situată și pe drumul vinului, deci, iar acest obiectiv vine, dacă vreți, cumva să într-o completare a acestui segment de turism, i-aș spune un turism axat pe vie și pe vin. Da. Domnul primar, pentru că, iată, trebuie să sfârșim reportajul de aici. Ce le-ați spune cetățenilor de aici, din localitate, din Ceptura, și celor din țară care se uită la noi? Eu, de felul meu, sunt o fire optimistă. Da. Deci, oamenii trebuie să aibă încredere că va fi totuși bine. Sunt convins că țara asta nu trebuie să meargă decât înainte. Deci, așa că, da, noi trebuie să fim încrezători că va fi bine până la urmă și pentru, și pentru români. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru timpul care l-ați acordat acestei emisiuni, pentru bunăvoința dumneavoastră și, nu în ultimul rând, vă felicit pentru că, iată, ați demarat aici niște proiecte care înfrumusețează locul și ne fac și pe noi, iată, celor care venim pentru câteva clipe, momente la dumneavoastră, să simțim că lucrurile, într-adevăr, merg spre bine. Stimați telespectatori, ce pot eu să vă zic? Comuna Ceptura din județul Prahova are un aer extraordinar. Ceața aceasta care învăluie acum comunitatea aceasta de oameni parcă îți dă impresia că cerul se împreună cu pământul și că oamenii se află undeva la mijloc, iar surprinderea și plăcută surprinsă am fost în momentul în care, domnule primar, trebuie să vă spun, am auzit un radio cântând acolo la Rotari, da? Și mi-am adus aminte de niște timpuri mai senine ale poporului nostru, când oamenii se aplecau și spre muzică. Stimați telespectatori, aici lucrurile merg spre bine, este loc de mai bine, da, domnul vinul, primar? Vinul se împletește foarte bine cu poezia. Da. Și cu... Așa, sperăm să se împletească constructiv și, desigur, cine nu cunoaște că vinul de dealul mare este un vin de excepție și ne-am piedicat puțin ceața pentru că va arăta mai multe peisaje. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, vă dau întâlnire sâmbăta viitoare, tot aici pe Nașul TV. Doamne ajută! La revedere!